al doilea vlogmas. A început să fie filmat chiar de 1 decembrie, când am ajuns la camera în față. Și ordine în toate ambalajele și produsele de la Guerlain, fiind într-o mare parte din ele, și din păcate trebuie să arunc o grămadă de ambalaje ca să am loc să pun produsele ca lumea. Asta este vlogmas numărul 2 și de data asta am venit în camera băiețelului meu pentru că am decor, adică am bradul, e altceva, știi, așa mai cu decor de Crăciun. Nu știu cât de bine se vede pentru că am venit cu una dintre lumini, cu una dintre lămpi, na, e seară la ora la care filmez eu. Așa, hai să vă spun ce am mai făcut. De la 1 decembrie și până acum nu s-a mai întâmplat nimic special pentru că am avut foarte mult de lucru. Așa că special pentru vlogmas n-am făcut nimic, adică nu pot să spun, vai, nu știu ce decoruri am pus sau nu știu ce mâncare de Crăciun și așa mai departe. Am oricum un tag de la Nicoleta Stânciucă despre chestiile astea legate de Crăciun și o să vă răspund acolo la lucrurile astea mai tematice. Una în alta, hai să desfac așa alte cutiuțe din calendarul de advent Yves Rocher. Și ia să vedem pe unde apare el. Vă dați seama că am un asistent aici în spate. Wow! Ia uite, ups, a sosit direct din pom. Sperăm să nu dărâmăm pomul. Da. Asta e practic singurul advent calendar pe care îl mai am nedesfăcut, pentru că pe cel de la The Body Shop l-am arătat. Mai avem frumusețea asta de la Yves Rocher, pe care cred că încă mai găsiți și online și prin magazine, cum găsiți multe alte advent calendare. Acum cel puțin chiar m-am uitat așa pe diverse vlogmasuri de la noi și am văzut tot felul de advent calendare la tot felul de firme și de companii. Bun, adică sunt tot felul de branduri. Astăzi, deci data trecută v-am arătat 1 și 2. Astăzi o să vă arăt 3. Ăsta este 3-ul, The Alliance of Mythical Oil and Flour. Hai să vedem ce este. Super! Este crema lapte de corp cu argan și trandafir. Am avut gel de duș. Cred că a fost chiar în empty data trecută. Și apropo, din colecția asta nouă, ce folosesc acum la baie este noul gomaj de corp sau scrub de corp in oil, care vreau să vă spun, cel cu ciocolată și portocale, care miroase și are o textură extraordinară, foarte, foarte fin. Iar legat de măștile acelea de la Sios, acelea multifuncționale, chiar am folosit. Mi se pare interesant, am folosit pre-șampon, numai că aveți grijă că după ce clătiți, dacă sunteți la duș, aveți grijă să nu alunecați, pentru că toată chestia aia care vă curge din cap devine foarte, foarte alunecoasă pe fundul căzii. Ok, deci, Yves Rocher, ați văzut loțiunea de corp cu argan. Domnul inginer de la lumini, mai schimbați-mi și mie becurile aici, mai dați-mi alte nuanțe, da. Băiețelul și soțul meu au cumpărat o instalație de pom foarte interesantă, care își schimbă, adică are, așa, are o aplicație pe telefon. Ia. Ok. Mihai, îmi dai telefonul tău să arăt cum se schimbă chestiile astea? Da. Doar ca să vă arăt și aplicația, că mi se pare foarte interesant conceptul de asta cum se cheamă. Să-mi dai așa aplicație să vedem cum arată. Să arăt care sunt opțiunile, da. E ceva de genul, deci ai aici brăduțul și de sub ai diverse forme de, uite, de exemplu, acum dacă aș vrea, yo-yo. Ups, i-am dat efect yo-yo. Ia, stați-vă. Să da, mai dă tu efecte. Poți să stai acolo și mai îmi dai efecte. Bun, 3 v-am arătat. Hai să vedem și 4. 4. Asta este 4. Ce scrie? Cleanse and glow without shining. Demachie, ereionez, ambrie. Demachiați-vă fără să străluciți.
și este o apă micelară demacheantă pentru piele normală și mixtă. Da, interesant. Bun. Și ia să vedem. Hai să-l deschidem și pe 5 pentru că mă îndoiesc eu că până pe 5 o să mai postez vreun vlog, mă, nu știu exact. Zice, un reparation en douceur pour l'hiver. O reparare blândă pe timpul iernii și este un cheveux abîmé șampon. Este un șampon balsam. Deci e șampon balsam fără sulfați. Bănuiesc că e genul acela de șampon pe care îl tot folosesc fetele, acelea care folosesc metoda curly girl. Da. Bun. Și asta a fost. Bun, altceva lucruri așa pe care să vi le mai arăt. Vă spuneam un pic înainte că o să vreau la un moment dat într-unul din episoadele astea de vlog mă să vă arăt ce îmbunătățiri. Da, sper că am făcut îmbunătățiri. Ce lucruri am mai schimbat în rutina mea de îngrijire a tenului. A, bradul, să nu vă uitați că așa e, deocamdată e numai cu beculețe, se vor mai adăuga podoabe și așa, dar deocamdată abia l-am prezentat, montat. Abia l-am montat, da. Suntem aici inginerul de platou care ne comunică care sunt datele butaforiei. Și în continuare o să vă las niște imagini pentru că astăzi ne-am plimbat un pic, am vrut așa, cred că să facem un fel de continuare la plimbarea noastră din Paris. Și ne-am dus să revedem așa zone mai frumoase din București, pentru că, apropo, v-am mai zis și cu alte ocazii, și Bucureștiul are foarte multe locuri interesante de vizitat și nu neapărat că de vizitat, locuri frumoase pe unde să vă plimbați. Adevărat, nu se compară cu celelalte mari capitale ale Europei, până chiar și Budapesta are zone superbe și așa, dar oricum avem și noi partea de centru vechi, Calea Victoriei, Magheru, mai piepiși pe acolo, Grădina Icoanei, mai sunt zone, Blevardul Dacii, unde vă puteți plimba. Și astăzi am fost și am revăzut Palatul Regal și apoi ne-am plimbat un pic înspre Piața Amzei. Am găsit în sfârșit librăria franceză. Îi mulțumesc Georgianei de la Chic in Quest pentru că mi-a dat un reminder la un moment dat despre această librărie. Auzisem de ea, am pierdut-o din vedere și apoi astăzi am ajuns la ea. După care am ajuns din nou la camera din față, spun din nou pentru că am ieșit acolo pe 1 decembrie. Nu mai știu dacă în primul vlog mă s-a miserat de acolo ceva. Bun, cam asta e, vă las cu imaginile care o să vin în continuare și bineînțeles o să mai inserez și o bucățică din ce am mai filmat din Paris pentru că v-am zis nu am cum să le bag pe toate într-un clip pentru că are și un clip de peste o oră care mi se pare că ar fi plictisitor. Așa că vă dau așa câte ca dintr-o ciocolată mare, câte o bucățică așa în fiecare vlog, mă spună când la un moment dat se vor termina și imaginile din Paris. Ce vreau să vă arăt este acest preschit primit din partea celor de la Paula's Choice. Vreau să vă zic că am și încercat acest lapte tratament cu CBD, dar l-am pus înapoi în cutie pentru că m-am zis să fac niște poze. Și am mai primit și o mostră din această mască, o mostră, în fine, un travel size, pe care am mai avut-o și am terminat-o. Foarte mișto mască. Practic e un fel de mască cremă overnight, că poți să stai și peste noapte cu ea, poți să te dai ca și o cremă de seară. Iar ăsta e un produs gândit să calmeze tenul. Are pure cannabidiol, știți că acum e mare tantam cu acest ingredient, care calmează pielea și care aduce o grămadă de beneficii. O să vă țin la curent. 3 decembrie, dacă tot e o zi bună, fără ploaie și destul de caldă pentru o zi de 3 decembrie, am pornit un pic la plimbare prin București. Vedeți, aici am fost un pic pe la Palatul Regal, unde este și o expoziție de braz pentru care se poate licita, iar toți banii se adună în niște fonduri pentru tot felul de acțiuni umanitare. Nu știu exact când se va lansa acțiunea în sine, însă puteți să vedeți toate, să zic așa, operele astea de artă sau, în fine, tot felul de brăduți, tot felul de creații care mai inedite de brăduți de Crăciun sau tot felul de decorațiuni de Crăciun. Deci la Palatul Regal e chiar la Muzeul de Artă. Oh,
că sunt imagini tot din București, dar fiind din zona asta mai veche și cu clădiri destul de frumoase, da, și pe mine m-a indus în eroare când editam, mă gândeam, stai puțin, zic, asta sunt imagini din Paris sau din București? Dar mi-am dat seama repede, iar aici sunt câteva imagini din librăria francofonă pe care o găsiți foarte aproape de ambasada Franței, undeva pe strada Amzei, tot așa, în zona centrală a Bucureștiului, Chiralin, sau Chiralina se cheamă librăria. Găsiți, au și site, o să vă las în descriere. Pentru că n-aveam cum să vă arăt încă din primul vlogmas cam tot ce am filmat prin Paris, pentru că sunt multe chestii. Am rezervat, așa să zic, pentru partea a doua, pentru vlogmasul al doilea, alte câteva cadre. Da, o să alătăm din avion și apoi o să vedeți câteva imagini din buticul Guerlain de pe Champs-Élysées numărul 68. Este un fel de magazin de-a lor, să zic așa, emblematic. Cam toți iubitorii de Guerlain care ajung în Paris vin în acest magazin, dacă nu neapărat să cumpere, măcar să vadă acest magazin. Este și extraordinar de frumos aranjat și chiar e o plăcere, ca un fel de muzeu, aș putea spune, mai ales dacă vă uitați la anumite prețuri. Ziua în care ne-am hotărât să vizităm Muzeul Louvre chiar a fost ploioasă, așa că la fix, pentru că na, decât să fi stat să ne fi plimbat pe străzi, am stat câteva ore bune în muzeu. Practic în muzeu puteți să stați câteva zile dacă vreți. Și aici sunt așa imagini de pe drum. Ne uitam și noi ce vreme ploioasă. Știți că a plouat așa cu intermitențe. Mai ploua, mai ieșea soarele, dar oricum a fost foarte frig, mult mai frig decât în București. Thank you.
Și gata, ne-am apropiat de Muzeul Louvre. Asta, am intrat dintr-o laterală, n-am intrat chiar din zona din față unde este și piramida. Dar o să vedeți imediat că ajungem și acolo. Iar acolo, pentru că se făcea controlul certificatului, a trebuit să stăm un pic la coadă, dar mergea foarte repede. Adică de departe, uite, vedeți și voi că se vede coada, dar era o coadă care practic nu stătea pe loc. Mergeai doar mai lent până se ajungea la punctul de control. Și aici am luat-o așa încet, încet, prin muzeu. Voiam neapărat să ajungem, să vedem partea asta de antichitate egipteană, să vedeți mai încolo chiar o mumie. Așa, și după aia mai vreau să ajungem să vedem, să vedem și pe Mona Lisa. Aici vedeți studenți care erau împreună cu profesorilor și se țineau cursuri. Era foarte interesant pentru că puteai să asculți. Și erau lecții în toată regula. Are o idee foarte mișto. Erau studenți la istorie, la arheologie, în fine, câte am intuit noi așa din ce am ascultat, în funcție de ce le povestea profesorul. Dar chiar e interesant să vii cu studenții direct la fața locului. Iată și pe celebra Venus din Milo, un alt loc din Louvre la care vin oamenii. Aici am intrat deja în zona de antichitate egipteană. Pisici, uite aici sunt, de exemplu, partea de obiecte de înfrumusețare, pieptăn, tot felul de pensete, de epilare. Deci egiptenii și egiptencile erau obsedate încă de pe atunci de înfrumusețare. Astea sunt tot felul de chestii, un fel de truse de machiaj, că știți că se dădeau cu chestia aia neagră în jurul ochilor. Și aici era o zonă în care numai așa ceva era prezentat.
asta e mânia. Vreau să vă zic că în jurul ei era și un miros destul de ciudat față de alte locuri, dar arăta destul de interesant. Și astea sunt și animale transformate în mumii, pentru că, după cum știți, egiptenii aveau acest obicei de a se îngropa cu animale apropiate, în special pisici, dacă aveau. Cred că erau și ceva studenți la artă, pentru că am văzut mulți tineri care făceau replici ale tablourilor celebre, probabil tot așa parte din teme. Uitați aici o altă, tânără făcea același lucru.
ți se luau ochii, erau tot felul de bijuterii, coroane, diamante, chestii așa ieșite din comun. De astea, cum se cheamă, tot felul de diademe, de coroane ale prințeselor, reginelor, în fine, foarte, foarte frumoase, într-adevăr, și expuse într-un mod deosebit. Când te apropiai de Mona Lisa, îți dădeai seama, pentru că era deja coadă, toată lumea voia să ajungă în față, să-și facă o poză cu celebrul tablou extrem de bine păzit. Nu am stat la coadă, însă și de pe laterale puteai să-l surprinzi destul de bine. Chiar nu văd sensul să stai la coada aia decât dacă ești într-adevăr specialist și înțelegi ceva din faptul că te uiți atât de aproape de acest tablou. Dacă v-au luat ochii bijuteriile de dinainte, să vedeți aici și zonele astea de aprozare și de magazinuțe tradiționale franțuzești, brutării, cofetării, magazine cu prânzeturi franțuzești, fructe și mai departe, care pur și simplu îți fluau ochii. Uite și florăriile. Florăriile erau pur și simplu o poezie și asta era dis de dimineață. Ultimul, să zic așa, obiectiv vizitat a fost Les Invalides, unde este și mormântul lui Napoleon Bonaparte și altor generali importanți din armata Franței, și aici este și un fel de muzeu al armatei, iar tot în zona asta este încă un spital militar. We'll be right back.
asta a fost tot. O să mai urmeze la un moment dat un episod separat dedicat parfumeriei Parfum de Nicolai, dar până atunci mai urmează vlog măsuri și gata, revenim la realitate aici după cum vedeți.